Aseară Vlad și Cătălina mai aflau lucruri unul de la altul, dar și despre unele motive de gelozie. Mai ții legătura cu vreo fostă? Nu. De ce aș ține? Eu știu. Bună, ce faci tău din asta? A, dacă mă întâlnesc cu ea pe stradă sau așa, a, da. Nu, e, nu, așa, prin mesaj, prin, la telefon, la, din astea mă refer, nu. Adică dacă era să-mi dea, nu știu, uite, la mulți ani, cât apare în cronologie pe Facebook. Dar asta, îmi spunea mulțumesc și atât. Și înainte să vii aici, vorbeai cu cineva? Cum să vii înainte să vii aici și dacă vorbeam cu cineva? Da, înainte cu vreo lună, vreo săptămână, vreo două luni. Da, două săptămâni. Și există șanse să îți fii scris între timp? Cum să-mi scrie între timp dacă nu, nu? A, ați încheiat tot. Da, cum să mai scrii ceva? Păi, nu știu, mă gândeam că o fi rămas așa, nu. Nu. Deci nu există posibilitatea să scrie vreo fată. Deci te lua paranoia acum sau cum? Nu, nu, doar simplu curiozitate. Nu. Ce, la tine există? Posibil. Adică? Posibil să-mi scrie băieți. A, băieți, da, din foștii tăi prieteni. Nu. Oh. Adică la cum mă știu eu, pentru mine telefonul sau asta, când aud pe alții cu domnule, că intimitatea mea personală, telefonul. Tu ce poți să vezi? Eu la un moment dat eram cu cineva și am avut chestia asta cu controlatul telefonului, dar nu era obsesiv, așa, excesiv. Te uitai așa, din curiositate. Dar am avut o dată când am simțit că e ceva ciudat, știi? Da. Și dormea și m-am uitat în telefon și chiar era ceva aiurea. Da? Da. Și cum te-ai simțit? M-a simțit aiurea, dar m-a dat niște explicații cum ar veni, care aparent erau așa credibile, dar eu în sinea mea știam că nu e vorba despre așa ceva. Și a continuat. Ce controlat? Să mai vorbiți în continuare? Da. E primul mesaj pe care îl văd așa mai... Dar nu erau mesaje, erau... Erau poze. Bine, că au fost, de fapt, și câteva mesaje într-o aplicație din asta de dating. Pe ce aplicație de dating? Nu, una, nu mai știu cum se chema. Și am văzut și acolo și vezi, domnule, că și-l descărcase anumii ca să vadă nu știu ce. Și tu chiar ai crezut? Nu am crezut, dar m-am prevăcut că cred. Și cât ați mai continuat să vorbiți? Da, nu mai știu exact, dar am continuat. Nu, din punctul meu de vedere, în momentul în care deja ai tentativa să mai socializezi cu un alt băiat și nu mai zic să vă trimite și poze, deja e ceva acolo care nu mai funcționează. Îți dai seama. Până s-a ajuns la înșelat și la astea, deja îi, mi se pare mult. Doamne ferește, nu spun că să n-ai prieteni și băieți, dar sincer și eu cred că dacă eram tu erai într-un domeniu de răzna în care ai fi lucrat cu bărbați, tu asta eram gelos. De ce să fii fost? Eu? Tu ești gelos? Nu. Pe bune? Nu știam, adică bănuiam, dar nu așa rău. Ba da, ești, dacă m-ai făcut ești. Dar de ce nu recunoști pe bune? Să devii sincer sau nu? Băi, sunt, dar n-am știut că sunt. Dar când ți-ai dat seama? Nu știu, acum sunt 100%, știi? Dar nu vreau să spun de ce cred că sunt gelos. Oricum mi-am dat seama eu, personal, într-un moment aici în casă. Și atunci, păi ți-am spus, eu nu am știut niciodată în viața mea că eu pot să fiu gelos. Și acum crezi că ești gelos rău? Dar nu știu de ce nu înțeleg chestia asta. Din punctul meu de vedere, gelozia înseamnă ca tu, ok, devii gelos, tu ca persoană, dar înseamnă să-ți pierzi încrederea în tine ca și om. N-are niciun legătură. Eu așa o vedeam, știi? Eu personal cred că pur și simplu ții la persoana cu care ești și n-ai vrea ca să întâmple ceva. Ai, a fost și eu lucruri despre mine. Vreau să facem atât de multe lucruri împreună. Primul pe care vreau să-l fac e să plecăm de aici. Nu mai spun asta. Da, nu. Nu vreau să plec. Nu. Dar nu știu. Am, nu știu, văd așa că o să avem multe planuri, chestii. Clar. Nu știu, simt lucrul ăsta. Zic eu care e primul plan. Primul plan, vreau înghețată de fisic și stăm să ne uităm la Netflix. Mai modificăm planul ăsta. Zic sincer, aș vrea să stau așa în pat, fără să mă vadă nimeni, pur și simplu. Să stau așa cu... Să mă mai trezesc cu muzică, să mă trezesc așa. Că tot fi ceasul. Să stau cu părul cum vreau eu sau nu știu, habar n-am, nu știu, chestii idioate.
Dar pur și simplu vreau să nu mă mai vadă nimeni, să fiu eu într-un colț și atât. Adică vreau să mă trezesc așa dimineața, știi, cu tine. Să bem cafeaua, să ascultăm muzică. Să mă odoi. Doamne! Să stau așa, gen, să pot să vorbesc în timp ce fac lucrul ăsta. Adică așa aici, știi? Stai da. Dimineața. La o cafeluță. Da! Cu geamul deschis, exact. Între aerul. Și cu muzica pe care o vrem noi pe fundal. O să încerc să-și dau muzică. Da, știu. Da, să ajung acasă, să nu mai aud muzică, mă trezesc. Așa, să punem ce muzică vrem noi. Eu cred că vă enervează muzica în casa Mireasa? Nu, dimineața? Nu, te trezești. Adică e prea, e prea încet. Nu, cum s-a prind odată luminile și ești. Păi mă, e ora 9:30, alții sunt sătui de muncă la ora asta. Păi, eu acasă mă trezesc în fiecare dimineață la 6. Deci e bine aici, tu ai zis bine că ai venit în vacanță. Eu când m-am zis. Da. Pe cine ești gelos? Dar nu sunt gelos. Am avut un moment, dar nu dintre concurenți, nu are legătură. Păi da, pe cine puteai să fii gelos? Pe aerul pe care îl respiră Cătălina când merge? Nu-i vorba de... Vezi că după aia ne gândim iarăși. Ești gelos liber la imaginație. Ești gelos pe vreun coleg? Nu. De-ai mei? Nu. Am mai avut și cazuri de-astea, cu discuții de-astea. O biserică în zonă trecută. Da. Deci nu, nu dintre concurenți, nu dintre colegi. Păi, vezi dacă nu zici că dai... Vreun safir, da? Un frate? Un invitat? O colegă? O colegă? Ce a fost atunci, gata, a trecut, nu? La început emisiunii? Poate atunci. Colegul? Eu? Nu. Pei! A fost o discuție, mai țineți minte, cu grupurile, cu scrisorile, da, cu... Da, dar nu eram nicio acum 2-3 zile cu el. Despre treaba asta? Da, da, da. Ne-am adus aminte de fiecare date în casă. Da. Când au venit fetele, ce am discutat, cum a fost. Așa, cu nostalgie, nu? Pare că au trecut 100 de ani de atunci. O să fi îmbătrâniți și voi, ce să faceți? De ce râdeai când te vedeai la filmarea aia? Ți se pare că ești schimbat? Da, rău de tot. Adică? Nu știu, eram foarte emoționat, probabil, la filmări. Acum sunteți eram toți în fața camerei, nu mai aveți trac, sunteți... Așa. Da. Sunt în diverse cadre care nu mă avantajează. Da.